Localitățile Moldovei de la A la Z. Raionul Căușeni. Raionul Căușeni este un raion din sudul Republicii Moldova, situat la 87 km sud-est de capitala țării Chișinău. Centrul administrativ al raionului este însuși orașul Căușeni. Orașul este traversat de râul Botna și afluentul lui Lunguța. Raionul are ca vecini Ucraina, la sud, la nord-vest raionul Ialoveni, la nord raionul Anenii Noi, la est regiunea Transnistreană, la vest raionul Cimișlia, iar sud-est raionul Ștefan Vodă. Raionul Căușeni are 48 de localități, deci două orașe, Căinari și Căușeni, 28 de comune, Vaccelia, Baimaclia, Chircăieștii Noi, Chițcani, Cârnățenii Noi, Fârlădeni, Grădinița, Pervomaisc, Tănătarii Noi, Ucrainca, Zaim, Chircăiești, Ciuflești, Cârnățeni, Copanca, Coșcalia, Cremenciug, Gricorevca, Hagimus, Opaci, Plopștiubei, Săiți, Sălcuța, Taraclia, Tănătari, Tocuz și Ursoaia. 18 sate, Baurci, Constantinovca, Fârlădenii Noi, Florica, Leuntea, Marianca de Sus, Merenești, Plop, Sălcuța Nouă, Surchiceni, Ștefănești, Tricolici, Ursoaia Nouă, Valea Verde, Zaim, Zahorna, Zvezdocica. Dintre care 6 localități, Tighina, Gâsca, Protegalovca, Chițcani, Merenești, Cremenciug, sunt sub autoritatea teritorială din stânga Nistrului, deci Transnistria.